Pase români sunt pe lista celor mai căutați și periculoși infractori din Europa. Primul de pe listă este Lupu Petrișor, în vârstă de 40 de ani. În 2006 a omorât un om în bătaie împreună cu alți membri ai grupării din care făcea parte atunci. A fost condamnat la 17 ani de închisoare cu executare pentru omor calificat și este căutat acum. Tot pentru omor e căutat și Amedica Telu Constantin, de 37 de ani. Are o condamnare de 13 ani de închisoare după o crimă comisă în 2005. Tot pentru fapte de o violență ieșită din comun e căutat și Radu Dorel, în vârstă de 43 de ani. Are deja o condamnare de 7 ani și jumătate pentru tentativă de omor. În 2018, înarmat cu o bâtă de baseball și ajutat de doi prieteni, a omorât un om în bătaie. Pe listă sunt și liderii unor grupări de trafic de droguri. Paiu Bogdan Sorin, de 37 de ani, e traficant de droguri de mare risc. A fost condamnat la 9 ani de închisoare. Polițiștii îl caută de peste un an. Pe listă, să știți, este și o femeie în continuare, Radu Stoica Ana Maria, de 33 de ani. A creat o întreagă rețea prin care exploata fete pe care le obliga să se prostitueze. Unele dintre ele erau minore. Ea e condamnată acum la 10 ani de închisoare pentru trafic de persoane și proxenetism. Ei bine, e de negăsit de 10 ani. Ultimul pe listă este Păclișan Claudiu Gheorghe, de 48 de ani. Bărbatul e condamnat la 10 ani de închisoare tot pentru trafic de persoane. Pe lista celor mai căutați infractori sunt peste 50 de condamnați din state europene. Oricine are informații despre aceste persoane e rugat să anunțe poliția.